Țesătorul cel înțelept. Un rege împărățea peste o țară mare. Într-o zi veni un ambasador dintr-o țară îndepărtată și, fără a scoate o vorbă, desenă un cerc în jurul jilțului împărătesc. Regele fu tare încurcat, își chemă sfetnicii și întrebă ce putea să însemne aceasta, dar nu-i putură da vreun răspuns. Regele le porunci să caute orice om din împărăție care să fi fost destul de înțelept ca să poată da un răspuns ambasadorului. Ei știau că în țara lor locuia un țesător înțelept. Îi spuseră ce caută și îl rugară să vină cu ei la palat. Țesătorul, luând o pereche de arșice și un pui de găină cu el, îi însoți la palat. Acolo scoase arșicele din buzunar și le aruncă jos, în fața ambasadorului. Acesta scoase din buzunar un pumn de mei pe care îl răspândi pe podea. Atunci țesătorul dădu la iveală de sub haină puiul și îl puse să mănânce grăunțele. Ambasadorul, care din cinstire pentru rege se descălțase, se încălță și plecă fără să spună o vorbuliță cât de mică. Regele îl întrebă pe țesător ce a vrut să însemne acest lucru. Când ambasadorul a desenat cercul, spunea că regele său va veni să ne asedieze cetatea și dorea să afle dacă măria ta îi se supune sau se va opune. Când am aruncat arșicele, înțelesul era că pe lângă noi nu-s decât ca niște copii de joacă și că e o prostie să-și închipuie că v-ar putea înfrunta. Când a răspândit meiul, a spus că regele său stă în fruntea nenumărați războinici, iar când puiul meu a mâncat meiul, ambasadorul a înțeles că unul dintre noi era în stare să ucidă câte 1000 de astfel de ostași. Regele fu atât de mulțumit de țesător, încât dori să-l facă mare sfetnic, însă țesătorul se întoarse la războiul său de țesut.